facem femeile frumoase, atrăgătoare, le pregătim de sărbători. Mai întâi a fost machiajul. Cursul de machiaj am făcut după clasa 12-a. Imediat, pentru că în perioada aceea toate domnișoarele ne machiam, ne întreceam la cine mai frumos machiază. Și imediat după clasa 12 am făcut cursurile de machiaj. Și da, făceam la prietene, la colege, aveam două saloane în care mă duceam la cerință, făceam acolo machiaje. Dar n-a fost să fie, nu știu, nu m-am regăsit, m-am plictisit. Asta am intrat la facultate, am făcut studii economice la Academia de Studii Economice, la Business și Administrare. M-am axat pe turism. Da, mi s-a părut ceva interesant, chiar a fost interesant specialitatea aceasta. Între timp am făcut cursurile de cosmetologie. Tot mi s-a părut foarte interesant ce ține de față, dar m-am cam speriat un pic pentru că erau multe noțiuni medicale care eu nu eram pregătită pentru atâta informație. De aia nu. Am zis imediat după curs, am zis că nu e pentru mine. Au urmat niște cursuri de design grafic. Imediat după cursul acela m-am angajat într-o agenție de reclamă și mă duceam cu atâta plăcere la acel serviciu, dar a fost o perioadă în care m-am căsătorit și am rămas însărcinată și am lăsat acel serviciu. A fost mama care mereu m-a susținut și oriunde vroiam să plec, vreau cursul acela, vreau acolo, vreau încolo. Ea m-a ajutat, m-a susținut, mi-a dat mereu bani, du-te și fă ce vrei tu, numai simți tu bine și să fii fericită. Genele, da, e ceva aparte, special, de care mi-amintesc cu mare drag. A fost perioada în care am dat copilul la grădiniță și în momentul acela mămicile nu știu ce să facă cu timpul, atât de mult. A fost perioada în care am aflat de gene. Am văzut la cineva, la o prietenă, că și-a făcut genele. Și pentru mine a fost un wow, ce e asta? Vreau și eu să fac, nu să-mi fac mie, dar să fac. Și imediat am căutat cursuri pe internet. Era nu prea dădeau atunci, erau toate fetele erau începătoare. Cu atâta plăcere făceam că eu chemam prietenele, te rog frumos, vină să-ți fac, și ele se cam, le era frică. Era pentru la începutul drumului extensiile de gene, erau puține meșterițe și da, a fost cred că ceva în favoarea mea, pentru că atunci când deja a ajuns un trend ca fiecare să aibă gene, eu deja eram la un nivel înalt, eu deja aveam viteză de lucru, practică și mi-a fost mai ușor. Început să lucrez acasă. Cred că în perioada aceea majoritatea așa făceau. Lucram acasă ziua când soțul nu era la serviciu, copilul la grădiniță, lucram așa, veneau fetele acasă. Era o perioadă în care nu știam este jobul meu sau nu. Am încercat.
da, care din hobby s-a transformat în ceva mai frumos. Am lucrat 4 ani acasă și deja am simțit că vreau mai mult, vreau spațiu, vreau banal să fie, vreau să mă duc la lucru. Și astfel, următorul pas a fost un spațiu și mai mare. Am ajuns mai greu la rezultatul de Caramels. A fost o idee de Irina, da? Sunt Irina, se merge la Irine Iris și Irisul este ca o bomboană caramelă. Și cu atât mai mult că femeile sunt niște dulcețe, ne place dulcele. Și așa a apărut ideea de a face toate clientele mele niște caramele. Ce mai plăcut în meseria mea ar fi momentul în care fata, clienta deschide ochii și se uită în oglindă. Emoțiile celea sincere de pe fața ei când se vede în oglindă, pentru mine este, nu știu, un sentiment foarte plăcut. Clienții sunt diferiți și vin și vor anume așa, vor lungimea respectivă, câteodată prea dese le vor, nu pot să mă implic în totalitate în preferințele fiecăreia, dar îmi zic părerea, da? Le dau un sfat, dar nu insist niciodată asupra părerii mele. Primul meu concurs la care am participat a fost în 2012. Aveam o experiență foarte mică, aveam jumătate de an de când făceam extensii și am hotărât să-mi încerc puterile și eu la campionat. La noi în Chișinău a fost un campionat. Pentru mine a fost o experiență foarte frumoasă. Nu am luat niciun loc atunci, dar multe am învățat. Am cunoscut oameni noi în acest domeniu și m-a făcut ca să mai vreau să particip la alte campionate, ceea ce am făcut și în alți ani. A urmat Bucureștiul, am plecat la București, acolo am luat locul 3 la extensiile de volum, categoria elite deja eram, pentru că deja dădeam cursuri. Am luat locul 3, m-am bucurat enorm de mult. După aia m-a făcut să vreau și locul 1. M-am ambiționat încă și mai mult și am mers în 2018, am fost în Portugalia. La Lisabon am participat la alt campionat organizat de o moldoveancă de-a noastră. Acolo am luat locul 1. Da, eram mândră de mine și săream în sus de bucurie. Dar am luat-o cu întâi și cu asta cred că m-am oprit. Da, mi-am îndeplinit visul, dorințele, da, de a fi pe scenă cu trofeul acela. Răbdarea asta e primul de ce este nevoie. Altceva ar mai fi pasiunea față de a face lucruri frumoase. Mereu apare ceva nou, apar tehnici noi, materiale, multe, multe chestii, se perfecționează totul. De aceea, meșterii trebuie să fie mereu în pas cu tendințele noi.
Recent am fost la București, am participat la un campionat de extensie de gene în calitate de lăș expert. A fost o experiență nemaipomenită, mi-a plăcut atât de mult. A fost greu, a fost foarte obositor, toată ziua eram prezentă, ajutam organizatorii. Am cunoscut foarte multă lume nouă, din diferite țări veneau și participante și jurați și multe, multe cunoștințe noi care m-a făcut să fiu și mândră de mine, că mă cunoșteau și ei. Am făcut multe poze, dar a fost fantastic. Nu știu, mi-a plăcut și sper să ajung și la alte campionate în alte țări, în calitate de lăș expert și jurat. Cer ceva mai deosebit, cu culori mai intense, mai efecte, mai speciale, mai lungi doresc, mai dese, da. Anume perioada sărbătorilor de iarnă, prin asta și se manifestă, da, să zic așa. Aș zice că trebuie să-ți găsești un job de suflet să fie și atunci nu o să trebuiască să lucrezi nicio zi din viața ta. Este o frază care m-a motivat să continuu și vreau să zic tuturor femeilor, oamenilor, să-și găsească un job, un serviciu care să le placă, pentru că mai mult din jumătate de zi noi petrecem la serviciu și respectiv face parte din viața noastră. Trebuie să avem un job care ne place, să ne ducem cu plăcere acolo, să avem oameni dragi în jur. Astfel cred că vom reuși.